parte am văzut ce facem noi, cum facem noi o campanie, ce facem, ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem sau ce funcționează și ce nu funcționează. Urmează să ascultăm puțin părerea canalului de comunicare. Costin zicea că el la prima campanie a mers pe posturile TV, Destinate Copiilor și cele de muzică. Nu am vorbit despre posturile TV, am vorbit despre, cred că cel mai îndrăgit post radio pentru copii, Itzy Bitzy, și vom vorbi chiar cu Nadia Tătaru, care ne va spune și partea media a poveștii marketingului pentru copii. Bună seara! O să vă spun și partea media, dar cred că o să vorbim și despre cum se face reclamă, pentru că nu se pregătește, nu pregătește aici colegul nostru. Și o să vreau și punctul, da? Pentru că atunci când am apărut noi pe piață, acum 10 ani, veneau la noi la radio la difuzat unele reclame pe care nu le puteam difuza. Noi, ca specialiști în comunicare cu copii, ziceam, apropo de ce spunea și Costin, nu poți să dai reclama asta care targetează copiii școlari, vorbești ca pentru bebeluși. Și atunci, hai să-ți facem noi o reclamă, că ei veneau săraci de amăgiți, ne credeau. Și uite, așa am ajuns din radio să avem și agenție in-house de producție reclamă. Ce-am venit eu să vă spun în seara asta? M-am luat, după cum ați promovat voi evenimentul, joaca de marketing pentru copii. Și aș vrea să vă întreb, aici în sală, ridicare de mâini, cine are copii? Da? Deci suntem trei. Trei, ok. Câți ani au copiii voștri? Mei 13 și 11. 5. 5. Mulți ani. Ok, m-am gândit eu că așa stă treaba și atunci vreau să vă provoc. Marketing pentru copii sau marketingul produselor pentru copii? Eu zic că marketingul produselor pentru copii. De ce? Pentru că marketingul produselor pentru copii, în opinia mea, și vreau să vă spun că n-am școală de marketing, dar am experiență de 10 ani și sunt și mamă. În marketingul produselor pentru copii vorbim cu părinți, pentru că ei sunt cumpărătorii și decidenții, și vorbim cu copiii dacă aceștia au mai mult de 3 ani. De ce? Pentru că sunt consumatori și influențatori. Poate ați văzut prin magazine copii care se dau cu fundul de pământ. Că vor ceva. Poate ați auzit plângându-se prieteni de-ai voștri, de părinți care spun nu mai vreau să-i mai iau nu știu ce corn, pentru că el nu mănâncă acel corn, vrea doar colecția de știu eu ce. Da. Deci sunt influențatori. Și pe părinții pe care îi mai lasă nervii, ajung să cumpere aceste produse pe care nu le doresc. Bun. Deci cum gândim mesajele comerciale pentru părinți și copii? Și în opinia mea, virează rău glorile din așa, mă rog, sper că o să suportați. La mine nu sunt de alte, dar așa. Cum le gândim? După părerea mea, în funcție de nevoile și dorințele fiecăruia, și al copilului, și ale copilului și ale părintelui, în primul rând, și în al doilea rând, în funcție de un cod etic în cazul copiilor. Pentru că, vă spun sincer, în cei 10 ani de radio, de câteva ori, nu de multe ori, mi-a fost dat să refuz reclame. Pentru că, așa cum vă spuneau, venea cu un corn într-un pachetel și reclama nu era despre corn. Reclama era despre cum să faci colecția de știu eu ce. Și zice, eu nu pot să refuzez lucrul ăsta. Sunt și o mamă și nu vreau să mă înjure toți părinții. Nu mi se pare deontologic să promovez această reclamă. Dar și aici este vocea canalului media care și-a permis să aibă un cod etic și o deontologie. Bun. Hai să vorbim un pic, ca să ne cadăm în timp, despre care sunt nevoile și dorințele copilului. Și a spune așa, care copii? Ce produse? Pentru că, așa cum spunea și Costin, avea un pix care era targetat pe o gamă largă. Sau avea acel, cum ai spus, set de acuarele care era targetat pe copii de, poate, școlari sau grădiniță și ați făcut reclamă ca pentru bebeluși.
Deci, hai să vedem un pic ce nevoi au copiii în funcție de vârstele lor. E complicat graficul ăsta, unul mai simplu n-a reușit să fac și am zis așa. Copiii trec prin diverse etape. În etapa 0-6 ani, deci până se duc ei la școală, copiii sunt foarte dependenți de părinți. În primii 3 ani de viață, când sunt bebeluși, părintele decide 100% pentru copil și copilul nu vrea face mofturi. Se îmbracă în ce vrea mama, din rost, din cap până în picioare. Mănâncă ce-i dă mama, în mare. Dar după aceea, când ajunge la grădiniță, începe un pic să intre în colectivitate, începe să vadă că se poate și altfel și începe să aibă și el dorințe proprii și să-i crească autonomia. Nevoia de protecție este foarte mare în această perioadă și familia este reper. În această perioadă, 0-3 ani, comunicăm, după părerea mea, doar cu părinții. Când vorbim de copii de grădiniță, comunicăm și cu părinții și putem comunica și cu copiii. Când vorbim cu școlarii mici, acolo e un pic mai complicat. Lucrurile se complică pentru că ei încep să-și descopere limitele proprii, încep să experimenteze, încep să-și dorească să fie, să aparțină la grup. Și atunci vor și ei pixul friction, cum are și colegul, vor și ei diverse lucruri pe care le văd la școală, la colegi și nevoia asta de a aparține grupului intră cumva în conflict cu ce crede părintele că e mai bine pentru copiii lor și conflictul ăsta dintre ce vrea copilul și ce vrea părintele începe să apară. Deschiderea de familie apare cam după 10 ani și cine are copii mai mare, adică eu, că voi n-aveți, dar pe voi o să vă aștepte în curând, adică pe la 10 ani așa, și nu luați anii ăștia ca, nu știu cum să spun, bătuți pe munchie, pentru că în ziua de astăzi copiii se maturizează foarte repede. Spun așa pe ghilimele, pentru că probabil o să vorbească aici domnișoara psiholog și o să vă spună cât de mult se maturizează ei, dar cum să spun, au pretenții, fițe, dorințe de mult mai mici, pentru că au acces la internet, au acces la Facebook, au acces la canale TV pentru copii. Noi când am lansat Radio Ițipiția cu 10 ani, nu exista acest acces. Nu exista Disney Junior, nu exista Disney, nu exista Facebook. Deci noi ne băteam atunci cu Minimax-ul și cu Cartoon Network. Ăștia erau competiția noastră. Ei, acum au crescut. Da, e mai greu acum. Și pentru noi și pentru părinți. Abia după 14 ani apare diferențierea aceasta și el vrea să fie unic. Bun. Deci trebuie să ținem cont foarte mult atunci când facem reclame în ce categorie de vârstă sunt copiii pentru care sunt acele produse. Și să știm dacă familia decide, dacă grupul decide și așa mai departe. Ia să vedem. În funcție de cât de dependenți de familie sau de sau sunt independenți, avem două categorii de părinți. Ăsta e un model sensibil, cine îl cunoaște, nu o să intru în detalii. Și avem așa. În categoria grădiniță, copiii au nevoie de siguranță și protecție și sunt foarte, foarte dependenți de părinți. Când ajungem la școlari, acceptarea grupului devine o prioritate pentru copii și trebuie să ținem cont de asta în reclame. Și de asta e o reclamă bună, într-adevăr, aia la Pilot. Friction pentru că a ținut cont de acceptarea grupului și de asta, dincolo de faptul care e o realitate, că pentru copii sau copilul se va uita întotdeauna la ce e aspirațional pentru el, vârsta peste, nu știu, următoarea categorie de vârstă. Cam așa. Deci nu se uită la bebeluși, se uită la adolescenți. Bun. De ce să țină cont marketingul? Cum spuneam, mama decide până când copilul termină grădinița. Mă rog, începe influența acolo. Copilul cere și influențează. Și de la un moment dat copilul alege singur. Ce vor copiii? Și cum să facem reclamele dacă vrem să fim pe placul lor? Copiii vor distracție, vor personaje, vor surprize, vor colecții, plăcere, spirit ludic, muzică, stimulare
Și să țineți minte că întotdeauna vor ceva peste nivelul lor. Dacă e copil de grădiniță, va vrea ce vrea ăla de 1-4. Dacă e la 1-4, să trece direct la conector și smiley. Deci nu mai trecem pe la toate rulele, pentru că nu e depășită faza. Chiar dacă părintele crede că nu e depășită, e realitatea, spune altceva. Și distracția, și personajele diferă foarte mult de la o vârstă la alta. Ar trebui să, departamentul cercetare din firme, din agențiile de media, să știe foarte bine, să cunoască care sunt serialele preferate ale acestui moment, care sunt cântăreții preferați și așa mai departe, pentru că asta, cum să spun, influențează foarte mult comunicarea de moment pentru această categorie de copii. Și uitați-vă la toate lucrurile astea, duc spre necesitatea unei comunicări emoționale. Nu-i nimic rațional aici. Deci să fie distracție, să ne jucăm. Dar totuși ne amintim că ei sunt doar consumatori, nu sunt shopperi. Și ce vor părinții? Părinții, marea lor majoritate, vor sănătate, siguranță, educație, produse naturale proaspete. Și am făcut noi o cercetare acum un an și ceva, care spune așa, orice copil din țara asta, orice părinte din țara asta, va vrea ce e mai bun pentru copilul lui. Problema e că nu toți părinții știu ce e mai bun pentru copilul lui și, în general, îi oferă cam ce n-a avut el. N-am avut destulă mâncare când eram eu mică, o să-i dau acum mâncare de tot felul. N-am avut decât o păpușă, o să am al meu 10. N-am făcut eu pian, îl duc acum și la pian și la chitară. Și cumva ce e mai bun ăsta este în funcție de experiența părintelui. Părinții mai sunt foarte atenți la raportul calitate-preț. Și Costin v-a zis asta, că sunt foarte atenți. Și așa e părintele, mai ales ăsta român, balcanic, emoțional și vrea să-i facă pe plac copilului. Și aici pare? Un actor de la spotul de-al doilea de la Pilot Fiction ne-a spus că la ei în clasă bogăția unui copil se măsura în câte culori are de la pixul pilot. Dacă avea toate culorile, cum era la noi penarul chinezesc, am fost generația mea, dacă aveai penar chinezesc, erai bogat, aici dacă ai toate culorile, înseamnă că vin într-o familie cu bani. Da. Da. Da, pentru că, cam știu, au niște raționamente, să zic așa, dar nu îi lasă inima să sufere copilul. De cele mai multe ori se află în acest conflict. Ce e bun și ce vreau eu și ce vrea el. De asta, din punctul meu de vedere, comunicarea către părinți ar trebui să îmbine un pic raționalul și emoționalul. Da, ușor de zis, greu de făcut chestia asta. Când te apuci la departamentul creație să lucrezi la asta, este greu. Și o mare provocare pentru marketer, cum să promoveze produsele destinate consumului copiilor. Și atunci, eu spun așa, că dacă marketingul vor rezolva următoarele probleme, produsele vor fi super bine primite și de părinți și de copii. Și eu spun așa, să ajute părintele să rezolve dilema ce îi place copilului și ce este sănătos pentru el. Dați mesaje, în primul rând, produse credibile, adică dacă vorbim despre ceva care nu e sănătos pentru copil, nu e greu să spui ia chestia asta și că e sănătoasă pentru copilul tău, dar e bine ca să evidențiați că lucrul ăla este și sănătos pentru copil. Să comunice emoțional și rațional pentru părinte, să adapteze comunicarea la vârsta copiilor vizați de produs. Am insistat și eu aici, am insistat și Costin. Să țină cont de reglementările care există. În industria alimentară sunt reglementări în medicamente, suplimente nutritive și mai sunt. Vreau să vă spun o mică paranteză. Când am lansat radio în 2005, piața alimentară era free, nu era reglementată. Abia în 2008, industria s-a autoreglementat și brusc. A fost un șoc pentru noi ca radio, pentru că, cum să spun, mari jucători din piață, Nestle, Kinder, cei care au brandul Barney, scapă acum Kraft, și alții, deci erau 8 inițial au fost, au spus așa, noi din momentul ăsta nu mai comunicăm pentru copii.
comunicăm cu părinții, nu mai comunicăm direct copiilor. Deci îi țipiți la revedere. Convinge-i acum că nu-i avești pe părinți, pentru că un copil când ascultă radio stă cu părintele alături. Mie ușor să fac o reclamă în loc să-i spun, hei, uite, ia prăjiturica asta și mănâncă că e foarte bine. E ușor să spun, mamă, prăjitura asta îi aduce asta copilului. Dar a fost greu de schimbat mentalitatea și a trebuit niște luni și ani și o muncă asiduă pe care să o depunem noi ca radio să le explicăm că tot la noi găsești consumatorii. Mentalitatea brandurilor. Mentalitatea brandurilor, în momentul în care au zis că și voi când ați făcut afișul, ați zis marketing pentru copii. Ei, în momentul în care au zis, noi nu mai comunicăm direct copiilor, comunicăm cu părinții. Au zis, la revedere, exibiții, ne mutăm pe în altă parte. Și explică-le unor oameni care nu au copii, că un copil nu e singur pe lume, are niște părinți. Și părinții ăștia stau lângă el. E și o concluzie a noastră în urma campaniei că consumul de media este comun. Adică în momentul în care copilul ascultă ceaia și părintele lui, tocmai de asta noi am constatat, de exemplu, că spoturile TV date pe televiziune pentru copii funcționează câteodată și ca radio pentru părinți. Părinții sunt prin casă, dar aud ce vede copilul. Da. La radio se întâmplă și mai și, adică ei stau chiar împreună. La televizor, părintele, ca să mai stea la o cafea cu prietena, să mai facă o ciorbiță, mai parchează pe canapea, cea mai ieftină bună, îl lasă cu cea mai ieftină bună televizorul. Și atunci nu prea știe la ce se uită, dar cu radio stau împreună. Bun. Deci să țineți cont, să știți că sunt reglementări în zona asta și să le urmăriți. Și să pună pe primul loc părerea mea, sănătatea și siguranța copiilor. Dacă vă vin produse care nu sunt destinate lor sau le fac rău, apropo de bullying, de spotul acela, din punctul meu de vedere, da, nu i-ar dea una fizic, dar pur și simplu emoțional s-ar putea să doară mai rău. Și din punctul meu de vedere, e bine că s-a oprit spotul ăla. Da. Din punctul nostru, nu, dar... Da. Dar știi, e o diferență. Să nu ai copii și să lucrezi în industria asta, vorbești mai cu lejeritate. Dar în momentul în care ai copii și spui, aoleu, eu vă spun sincer, copilul meu e cel mai mic de înălțime din clasă. Are unii colegi cât mine, el e atâta și colegii lui sunt atât cât mine. E clasa a cincea. Păi eu, când mă uit la spotul ăla ca mamă, eu îl văd pe ăsta micul al meu în rolul ăla care aruncă hârtii. Nu e fricos, dar e mic de înălțime. Aș face imediat cerere să scoată reclama aia de pe post. Că fiți un pic atenți, dăunează, nu dăunează. Aici e vorba de, nu e vorba de lege, că vă leagă cineva. Dar să aveți puțină conștiință și discernământ. Ăsta e un produs sau nu e un produs bun pentru copii? Bun. Vă vorbesc acum un pic de publicitatea pe radio. Surpriză, n-am venit cu niciun video. Știu că de obicei când vorbim de publicitate, vă gândiți la TV. N-am venit cu niciun spot TV. Vă vorbesc un pic cum e radio în comparație cu TV-ul. E bine, publicitatea pe radio nu are video, dar imaginația ți-e solicitată la maxim și nu poți să spui că ești dezamăgit de imaginația ta, oricum e foarte frumos imaginația acolo și e ok din punctul ăsta de vedere. Radio-ul este ascultat împreună cu copii și de copii și părinți, cum am mai spus lucrul ăsta. Publicitatea radio poate fi interactivă, lucru care e, hai să nu spun imposibil, dar e foarte greu la televizor. Mascotele brandurilor prin viață și interacționează cu copiii. Noi la radio, în decursul timpului, am avut-o pe Văcuța Fulga, care o vară întreagă s-a jucat cu copiii. Deci, s-a jucat fizic, era în studio și vorbea cu ei, le răspundea la întrebări, adică nu era o înregistrare de 30 de secunde care a rulat, da? Deci a prins viață și a interacționat. Am mai avut și alte personaje, dar nu mai zic. Spotul radio este detronat de proiectele speciale, de concursuri, de product placement, de emisiuni, de cântece. Sunt alte lucruri, adică când te gândești la radio, în ziua de astăzi, ieși un pic din... cum se cheamă, îngrădirea asta, spot, publicitate radio egal spot. Pentru că pe radio se pot face foarte multe lucruri interactive, vii. Ce-ți mai dă radioul? Îți dă un feedback imediat. Și o posibilitate de ajustare din mers. Mai ales dacă e interactiv și nu e ceva înregistrat, poți imediat să te calibrezi.
Dar e nevoie și de branduri curajoase și de oameni curajoși. Pentru că dacă ție ți-e frică, aoleu, ce să spună personajul când vorbește cu copilul, da, nu o să faci un spot, nu o să faci un proiect special. Deși proiectele speciale au un impact mult mai bun și mult mai mare și brandurile care au avut curajul să facă proiecte speciale cu noi, le-a ieșit. Și Barney, și Fulga, și le vorbesc mai ales de cei care au avut personaje. Și vreau să vă prezint și eu două studii de caz. Surprinzător, ca și Costin, un așa da și un așa nu. Și o să încep cu asta, să-mi spuneți voi, acum după ce v-am vorbit și Costin și eu, o să vă dau, nu știu cum aici că trebuie să mă duc să-i dau un play. Să-mi spuneți voi dacă ăsta e de la așa da sau așa nu. Trebuie. Nu? Așa. Știi ce e bașul? Am dat-o la mai încep, te rog, nu știu, să... Te să mai încep, ca să știți cumva... Dacă e bine, dacă e greu, dacă... Nu știu cum o spui, da. Bun, stai că vă zic eu. De ce nu? Pentru ce grupă de vârstă credeți că e? Le-am difuzat, au venit de la client, făcute de agenție, apropo de ce-ți dă agenția. Când produsul e bun, când vrei să treci din publicitate la radio, e și așa ceva. Eu i-am spus respectivului client. Mai poți să schimb ceva? Nu, trebuie să intre de mâine. Ok, hai să vedem ce e greșit. Au făcut un cât de cel pentru ce categorie de vârstă? 3-5 ani. Grădiniță. Exact, 3-5 ani. Ce promovau cu acest cântecel? Un super joc pe site, uite ăsta e, care avea instrucțiuni doar scrise. Școlarii. Pentru ei era jocul ăsta. Nu s-au atins de jocul ăsta pentru că au zis, ha, ce promovare, nu e pentru noi, e pentru ei amicii. Ăia de grădiniță intrau pe joc și nu se jucau pentru că era frustrant, ei nu înțelegeau nimic. A fost o promoție, noroc a fost o promoție de 2-3 luni și au închis, au și dat-o jos de peste tot. Mi-a fost greu să găsesc imaginea asta. M-am căutat-o ieri pe net, nu mai există pe nicăieri. Din punctul meu de vedere, am spus așa, da, a fost bine că au avut personaje, că au avut muzică, că au avut ludic, că au avut diverse livrabile, asta i-a și salvat. În afară de cântecelul ăsta au mai avut și activări și alte lucruri, chiar și pe radio. Dar nu, deci discrepanța de vârstă dintre copilul vizat de promoție și cel pentru care s-a conceput promovarea a fost foarte mare. Și, din punct de vedere, a fost un eșec. Încă un studiu de caz. Asta este o altă campanie. Niciuna dintre campaniile astea nu le-am produs noi, doar le-am difuzat. E da play? Ostelele copiilor motiv să aștepte cu nerăbdare spălatul pe dinți de două ori pe zi. Ana Fresh încurajează obiceiurile sănătoase și transformă spălatul pe dinți într-o activitate distractivă. Pornește de sus, din ce parte vrei, înainte și înapoi, pe liase și pe ei. Sus, jos, stânga, dreapta, ușor. Fiecare dinte va fi strălucitor. Speriați, speriați, speriați și speriați. Dinții vor rămâne complet curați. Echipa Aqua Fresh îți urează o zi bună ție și familiei tale. Ok. Au avut comunicare rațională pentru părinți. Au avut personaje pentru copii. Au avut muzică, au avut spiritului. Au avut mesaj adaptat programului pentru familiei. Nu o să vă dau toate spoturile aici, dar au avut spot de bună dimineața, de noapte bună. Au avut și alte product placement-uri, deci a fost o campanie ok. Da, și a fost de succes. Și mulțumesc!